Hai să vedem. Zi. Deci limita când e întinderea infinit. Limita când e întinderea infinit din... Din 1 supra 10 la n. 1 supra 10 la n. N. Ori înmulțit cu n supra n plus 1. N supra n plus 1, așa da? Da. Limita unui produs înseamnă produsul limitelor din fiecare. Deci ăsta e un șir, ăsta e un șir. Deci voi putea spune egal mai departe cu limită pentru n tind de la infinit din 1 pe 10n. 10 la n. 10 la n. Înmulțit cu limită din n tind de la infinit din n supra n plus 1. Și egal cu. Prima limită oare cât face? De la... E unul din ce în ce mai mare, vă dați seama, 1 da. Pe 100, pe 1000, pe 10.000, la 0. Deci limita asta va fi egal cu 0. 0 ori și limita cealaltă cât să fie? Hai să luăm deoparte. Da. Limită, ne ocupăm de limită, pentru n tind de la infinit, din n supra n plus 1. Și egal cu. Scoatem pe n factor forțat. Și egal cu limită, pentru n tind de la infinit, din n supra, n pe lângă, 1 plus 1 pe n. Asta înseamnă factor forțat. Da. Adică unde am e foarte bine, unde nu am, îl pun la numitor. Când înmulțesc acum Cosmin, n ori 1 face n, n ori 1 pe n, n ori 1 pe n face 1. N pe n care face 1. Deci e exact ca înainte. Da. Dar n ăsta cu n ăsta se simplifică. Și 1 pe n ăsta se duce la 0. Din ce motiv? Când n crește 1 supra 1 milion, 1 supra... Adică ai o pâine și o dai la 1 milion de oameni, nu dai nicio fermitură. De da? Deci de aceea timp la 0. Și acum am făcut... De 1 pe 1. Da. Aici a rămas 1 pe simplificare. 1 pe 1, 1. Și atunci o completez aici 0 ori 1. Și da cu 0. Mă întorc. Deci limita unui produs e egal cu produsul limitelor. Da. Și am făcut în felul ăsta. Alte exerciții? Limită când e tinde la infinit din 1 supra n la 3a. 1 supra n la 3a. Ori paranteză pătrată 1 plus minus 1 la n. 1 plus minus 1 la n. De fapt, aici ce aș putea să gândesc? Iar aș putea, limita unui produs egal cu produsul limitelor, da? Deci egal mai departe cu limita. Limita din 1 supra n la 3a. E întinde la infinit. Din 1 supra n la 3a. Să subînțelege că e întinde la infinit. Da. E depresiv să mai spun da. E întinde la infinit, da? Da. Ori limita... Din 1 plus minus 1 la 1 plus minus 1 la n. Iată, așa asta ar fi situația. Egal mai departe. Cât face 1 pe n la 3a? 0. Da, când el e foarte mare, deci face 0. Va face 0 ori... Hai să vedem ce se întâmplă aici. Cât face 1 plus minus 1 la n. Nu trebuie să cauți mecanic. Trebuie să înțelegem fenomenul. Deci ne uităm, ne ducem deoparte, să-l luăm și vine. Limită. Aici aș putea să disting, luăm așa șirul. Șirul la n egal cu 1 plus minus 1 la n. 1 plus minus 1 la n. Șirul acesta poți gândi, dacă vreau să-l văd desfășurat, termenii săi se urmăresc, ar arăta așa. Când n e 1, vine 1 minus 1 la 1, minus 1 la 1 face minus 1. Minus 1 la 1, da? Da. Minus 1. 1 și cu minus 1 face 0. Da. Deci primul termen al șirului e 0. Pe urmă, când nu e 2, vreau să-l văd pe al doilea. Minus 1 la a doua face 2. Pardon, face 1 și cu 1, 2. 2. Apoi, când nu este 3, de 0. Minus 1 la 3 face minus 1 și cu 1, 0.
pe urmă va face 2, nu? Da. 0, 2, 0 și mai departe. Observăm că în componența șirului acesta există un subșir format numai din zerouri. Da. Adică primul, al doilea, nu, al primul, al 1, ăsta e a 1, ăsta e a 3, ăsta e a 5, al 5-lea, al 7-lea. Deci, a indice 2n plus 1, a indice 2n plus 1, este un subșir a șirului acesta și care este de forma 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, și mai departe. Este șirul 0, 0, 0, 0, 0. Da. Ăsta unde se duce? Șirul ăsta unde se duce? La 0, da? A celălalt șir, a indice 2n, ăla par, da, al 2-lea, al 4-lea, al 6-lea, a 2n este 2, 2, 2, 2, 2 și așa mai departe. Este șirul constant 2. Unde se duce acesta? Dacă e 2, 2, 2, 2. A 2. Că șirul constant 2, 2. Deci, iată, a 2n plus 1. Deci a indice 2n plus 1. 2n plus 1 se duce la 0. Și a 2n se duce la 2. Dacă aș analiza șirul ăsta, a n de forma asta, 1 plus minus 1 la n, aș spune că șirul ăsta nu e convergent. Pentru că am descoperit două subșiruri, da, unul se duce spre 0, altul spre 1, spre 2, și atunci șirul nu e convergent. Nu există un număr același tot timpul. Da. Trebuia să existe fie numai 0, să se ducă numai spre 0, sau nu spre 2. Iată că unul zice, eu mă duc spre 0, noi ne ducem spre 2. Limita, dacă există, este unică. Da. Ca să arătăm că un șir este divergent, deci ca să arătăm că un șir este divergent, este suficient să descoperim două subșiruri ale șirului respectiv, fiecare să aibă limite diferite. În cazul de față, putem spune, șirul AN egal cu deforma, zicem, șirul AN egal cu 1 plus minus 1 totul la n. A n egal cu 1 plus minus 1 totul la n. Este divergent. Da? Este divergent. Nu pot să spun că există un număr spre care toți termenii se îngrămădesc buluc acolo. Nu se întâmplă așa. Da. Unii se îngrămădesc spre 0, alții se îngrămădesc spre cine? Spre 2. Și nu este același număr. Ei, totuși, limita sau numele spre care se îngrămădesc sunt finite. 0 și 2. Deci aici vine 0 înmulțit cu cine? Înmulțit cu un număr care este fie 0, fie 2. Și 0 orice, ori înmulțit cu orice număr, 0 înmulțit cu orice număr este 0. Dacă aici n-ar fi fost 0, da, ar fi fost 3, atunci n-aș fi mai avut șansa să spun că limita este 0. Că veneau 3 ori 0 făcea 3, 3 ori 0 făcea 0, iar 3 ori 2 făcea 6. Da. Însă baftă am că ăsta de aici este 0 și atunci, indiferent ce va fi aici, face 0. Că 0 mulțit cu ceva. Dar aici trebuia să fie un număr finit. Că dacă ar fi fost infinit, 0 ori infinit, iarăși o operație fără sens, nu pot decide. În cazul de față, în cazul de față, fiind că am constatat că este un număr m cuprins între 0 și 2, 0 ori ceva face 0. Deci răspunsul corect este că limita asta este 0, dar luată bucata asta, șirul ăsta deoparte, putem spune că este un șir divergent. Însă, pe total, 0 ori ceva face 0. Da? Asta am spus. Mergem mai departe. Altă ieșiță.
limită. Din 1 supra 5 la puterea n. 1 supra 5 la n. Înmulțit cu paranteză cosinus de 3 n. Cos de 3 n. Plus 2 ori sin de n. Plus 2 cos sinus de n. Limita acestea ar fi așa. Limita asta o limită de toată bucată. Să deci egal cu limită din 1 supra 5 la n. Egal cu limită din 1 supra 5 la n. Ori limită din cos de 3 n plus 2 sin de n. Sinusul este un număr cuprins între cine? Minus 1. Minus 1 și 1. Deci pot să spun așa, sinusul, sin de x sau de n, putem așa, zicem, e cuprins între minus 1 și 1. Dacă mulțesc cu 2 toată asta, voi avea că minus 2 e cuprins între sinus de n, 2 sin de n, și mai mic egal decât 2 ori 1, 2. Cosinusul, de orice unghi, cosinus de 3n este și el cuprins între minus 1 și 1. Cos de ceva, oricine. Da. Între minus 1 și plus 1. Trag liniștile adun, că e vorba de adunarea lor. Da? Și-o vine minus 3, mai mic egal decât 2 cos, 2 sin de n, plus cosinus de 3n, mai mic egal decât 3. Deci, vedem că tu, șirul ăsta din interior este un număr între minus 3 și 3. Adică, în modul ar fi mai mic decât 3. Deci, cât el dansează, aiurea, e periodic, dă tot felul de numere, dar nu în afară de minus 3 și 3. Deci, e mărginit. Da? A, da, e mărginit. Șirul e mărginit. Da. Între minus 3 și 3. Și mulțit cu ce v-a dat de aici, care este cât? 0. Vine 0 ori un iem. Și 0 ori un iem face din nou 0. Faptul că e mărginit este esențial. Al doilea e mărginit, da? Și vine 0 ori. Dacă dă 3 ori un număr mărginit, apoi datorită de faptul că ăsta făcea diverse valori, n-ar fi fost, n-ar fi existat limita. Da. Așa. Te rog. Limita din cosinus de 1 plus cosinus de 2. Limita din cos de 1 plus cos de 2 plus puncte, puncte, plus cos de n modul supra n la 2a egal cu 0. Să arătăm că limita asta este 0, nu? Da. Cum te-ai gândit? Să luăm fiecare, să le separăm fracții, cosinus de 1, bine. E, nu pot, nu pot să fac așa. De ce nu pot să fac așa? Pentru că n-am voie să mă gândesc așa să distribui numitorul, tot ce? Supra n pătrat sau ce mi-ai zis? Da. Da, dar sunt n șiruri de astea. Da. Și că n-am o infinitate de șiruri, nu pot să din fiecare să fac. Deci trebuie calculată suma asta. Deci trebuie să calculăm suma asta. De o parte ar trebui să calculăm cos de 1 plus cos de 2 plus puncte, puncte plus cos de n. Egal cu cine? Trebuie să găsesc formula. Cos de 1 plus cos de 2 plus puncte, puncte, cos de n. Ai vreo idee? Nu.
Dacă notăm cu SN suma asta, deci dacă notăm cu N, atunci o să notăm cu TN, o altă sumă. Sin de 1 plus sin de 2 plus puncte, puncte, plus sin de N. Și ne amintim numere complexe formă trigonometrică, cum sună? Nu trebuie să văd. Da. Deci Z egal cu cos de alfa plus I sin de alfa. Și modul din Z era pus în față, da? Deci Z egal cu modul din Z pe lângă cos de alfa plus I sin de alfa. Ei, eu sesizez aici că aș avea șanse să apară I dacă mulțesc pe TN cu I. Deci mulțesc pe toate astea cu I. Pe a doua relație. Da. Și în stânga și în dreapta. Și atunci voi avea echivalentul SN plus ITN SN plus ITN egal cu cos de 1 plus I sin de 1 plus cos de 2 plus I sin de 2 plus mai departe plus cos de N plus I sin de N. Deci dacă am mulțit-o cu I, așa devinea. Și acum, ăsta de aici cuplat, ăștia doi cuplat, ăștia așa cuplat, devine cos de 1 plus I sin de 1 plus, pot să zic, cos de 1 plus I sin de 1 totul la a doua, să propedeți al numere complexe formă trigonometrică, se multiplică cos de 1 plus I sin de 1, plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus cos de 1 plus I sin de 1, totul la I. Și acum, suma unei progresii geometrice, în sfârșit face calculator și se găsește rezultatul. Și va fi un număr complex în stânga, un număr complex în dreapta, și se găsește SN și TN. Deci este de lucru. Da. La ieșitul ăsta. Da. Le-ai găsit pe întrebarea într-o colegie, undeva le-ai luat tu, dar avem de lucru la el. Da. Nu pot să-ți dau așa foarte simplu. Ar trebui să știu să calculez suma asta. Pentru asta mai există o variantă să mulțesc cu 2 sin de 1 pe 2. 2 sin de 1 pe 2 și merge ieșitul. Dar e trigonometrie multă. Și tu ești aici destul de sărac cu trigonometrie. Da? Da. Mă duc și la el un pic să se uite trist la mine. Nu. Da, păi sunt lucruri pipărate și de aceea nu... Hai să merg și la tine ca să... Și mă întorc și la tine. Alternez un pic că... Da. Nu mi se pare corect. El a venit tot timpul, știi? Da. Și nu pot să... Dacă și ești mai zic, are și... Zici că are test. Ai test mâine, nu? Da. Hai, te rog, că spun. Te rog. Sau noi, n-ai că... Negășiți-le. Limita din... Limita. Pentru x tind de la 0. Da. Din x pătrat plus x plus 1. Plus 1. Ori sinus de x. Ori sin de x. Egal. Locuim pe x cu 1. Da. Tu n-ai trecut la limite de funcție, numai la șirul ești acolo. Da. N-ai trecut la funcție. No. La funcție este ca și la șirul, numai că e variabila x. Ah. Da. Da? Și locuim pe x cu 0 aici. Și bine, 0 plus 0 plus 1, deci face 1. Ori sin de 0.
Că x e făcut 0, nu? Da. Sin de 0 este 0. Face 1 ori 0 și egal cu 0. Terminat. Sigur că da. Limită. Da. Pentru x tinde la 2. Tinde la 2 din? Din 2 la x. 2 la x. Plus 4 la x. Așa. Minus 1 supra 2 la x. Minus 1. 1 supra 2 la x, da? Da. 1 supra 2, ce calcul? Păi nu, că-i prins cu 2. Și face. Limite din toată asta, să punem paranteză. Vă spui, da? Da. Și face. 2 la a doua. Nu? Hai, vorbește. Da. Plus 4 la a doua. Așa. Minus 1 supra 2 la a doua. Și egal mai departe cu 4. Plus 16. Minus 1 supra 4. Și egal cu 20 ori 4, 80. Minus 1. 79 pe 4. 79 pe 4. Este ca și cum ai face valoarea funcției în punct. Pentru aceste limite simpluții. Sigur că limitele sunt dificile de la un loc încolo, dar acum suntem în etapa în care pur și simplu locuiește valoarea funcției în punct. A, da? Se locuiește x-ul cu și atât. Poftim. Limită pentru x tinde la 0 din 2 sinus de x plus 2 cosinus de x, totul la 2x minus 1. 2 sin de x plus 2 cos de x, totul la 2x minus 1. 2x minus 1. Și locuim prin scuzeam, te rog. 2 ori sin de 0. 0. 2 ori sin de 0. Plus 2 ori cosinus de 0. Totul la, totul la 2 ori 0 la minus 1. Și calcul. Sin de 0 este 0. 0. 2 ori 0. 0. Plus 1. 2 ori 2, deci 2 la puterea minus 1, care înseamnă 1 pe 2. La asta se duc toți y-urile care apar ca urmare a corespondenței funcției acestea. Limită? Limită din x tinde la radical din 3, da. Din radical din x pătrat plus 1. Radical din x pătrat plus 1. Plus radical de ordinul 3 din 2x pătrat plus 2. 2x pătrat plus 2. 2. Așa sunt radical 2x pătrat, da? Da, da. Hai să mă oprim. Vine radical din 3 la... Vine 3 plus 1 care e 4, că radical de ordinul... Radical din 3 la a doua face 3, da, și 3 și cu 4, radical din 4 face 2, 2 plus radical din 3 din... Radical din 3 din 2 radical din 3. Păi radical din 3 fiind la a doua scăpat de radical, deci rămâne 3 ori 2, 3, 6. Da, 3 ori 2, 6. Și cu 2? Și cu 2, 8. Radical din 3 din 8. Radical din 3 din 8. Și egal mai departe cu 2 plus? 2 plus 2. Radical din 3 din 9 face 2. Da? Și egal cu 4. 4. Bun. Altă limită. Limită din x tinde la 1 pe... Limită pentru x. A, pentru x tinde la 1 pe 2. Din 2x minus 1. 2x minus 1. Totul la 2009. 2x minus 1. Totul la 2009. Și egal cu... 0 la 2009, zero, da. X-ul fără 1 pe 2, 0 la 2009, care face 0. Alte chestii. Limită pentru x tinde la pi pe 2, pi pe 4. X tinde la sub pi supra 4 din? Din tangentă de x plus cotangentă de x. Totul la puterea a doua. Totul la a doua. Și egal cu. Tangenta la 45. 1. Cotangenta tot atât. Tangenta egal cu tangenta. Și vine cât? 1 plus 1. Totul la a doua. Și face 2 la a doua. 4. Alta?
limită pentru... Limită pentru... X tinde la 2. Da. Din radical din X ori sinus pe lângă X minus... Sinus 2. D. A, sinus de X minus 2. X minus 2 e paranteză, da? Da. Ori logaritm în bază 2 din X. Logaritm baza 2 din X. X. Închid paranteza asta. Da. În exterior. Și facem. Înlocuim pe X cu 2 și vedem ce se întâmplă. Radical din 2 ori... Egal cu radical din 2 ori sinus de... Sinus de 2 minus... Sinus de 0. Așa. Ori logaritm baza 2 din 2. 2. Și egal cu... Sinus de 0 e 1. Nu, sin de 0 e 0. A, da, da, sin de 0 e 0, radical din 2. Deci asta e 0. Radical din 2 e 0. 0, 0, radical din 2 din 2 e 1. 0 ori 1. 0 ori 1 egal cu 0. Altă. Limită pentru x tinde la e. Da. Din 1 plus x totul la l de logaritmatura. Așa, din x. Logaritmatura din x. Egal cu. Păi bine, 1 plus e, e totul la, totul la logaritmatura din e. Logaritmul bază e din e. Așa, logaritmul bază de e din e, face 1. 1. Și face 1 plus 1 e. 1 plus e totul la sferea 1. Adică 1 plus e. Da, 1 plus e. Eu ăsta este un număr irațional, 2,718, un șir care e de forma asta. Șirul la n egal cu 1 plus 1 pe n, totul la n, dacă îl desfășurăm, când n e 1, vine 1 plus 1 pe 1, adică 2 la 1-a 2, și urmă 2, 1 plus 1 pe 2 la 2-a, cât îți dă, este un șir crescător, pleacă de la 2 și tot crește, dar nu depășește pe 3. Și termenii săi se duc într-un, se grămădesc sau îi oprește un număr, e număr 2,718 puncte puncte, un număr infinitesimal. Și acel număr a fost notat cu e. Da? Deci șirul acesta, 1 plus 1 pe n, totul la n, dacă îl vedem în desfășurarea sa, începe de la 2, când da. Primul n este 1, primul termen este 2, când n e 2, 1 plus 1 pe 2 la 2 este mai mult decât 2, da. Și tot cresc, dar nu sar nici cum peste 3, se poate dovedi, și atunci s-a stabilit că este un număr între 2 și 3. Și este un număr 2,718, foarte multe decimale, infinitate decimale, și s-a notat cu e numărul ăsta. Iar logaritm în baza e, în loc să zicem logaritm baza e, din x, zicem ln din x. Ln, adică e subînțeles baza e. Cum zic logaritm baza 10, logaritm baza 10 din x, să spun ca fiind lg din x, tot așa zic și ln. Da? Ln este în baza ei acest număr, limita șirului de care a pomenit. Altceva? Limită pentru x tinde la plus infinit. Limită pentru x tinde la plus infinit. Din arc tangentă de x plus radical din x. Plus radical din x, da? Da. Tangenta e plus infinit. La câte grade tangenta e plus infinit? Tangente de cât face plus infinit? La 90 de grade. Dar tangenta este inversa funcției tangente. Da. Unghiul a cărei tangente face plus infinit, dacă îl oprim acolo, este pi pe 2. Deci va face pi pe 2 plus radical din infinit, care face cât radical infinit? Face infinit. Și pi pe 2 plus infinit face infinit.
Da? Deci limita aceea a șelului respectiv este infinit. Da, dacă mai are șel. El are. Da. Te rog? Zic eu? Da, da. Deci limite când e timp de la infinit. Da. Din 1 supra n factorial. Demonstrăm cu 0. Limită pentru n timp de la infinit. E 1 supra n factorial, da? Da, demonstrăm cu 0. Da. Să arătăm că limita asta este 0. Avem un șir, șirul la n egal cu 1 pe n. A, n egal cu 1 pe n, care tinde la... Unde tinde? La 0, nu? E, eu voi arăta. N factorial, oare e mai mare decât n? Da. Că n factorial înseamnă toți termenii mulțiți până la n. 1 ori 2 ori 3 ori 4, e clar că e mai mare decât n. De aici rezultă că 1 pe n factorial va fi mai mic decât 1 pe n. Da? Da. Și acum, trecând la limită în șirul ăsta, limită din 1 pe n factorial este mai mic decât limită din 1 pe n. Și dacă ăsta care e mai mare în dreapta se duce la 0, păi ăsta care e în stânga... Nu, păi uite, el e pozitiv. Că e 1 pe n factorial. Aș putea spune așa. Ca să fie și mai clar. Uite așa. 0 mai mic decât 1 pe n factorial, mai mic decât 1 pe n. Că 1 pe n factorial nu e negativ. 1 pe 3, 1 pe 4 factorial sunt numere pozitive. Sunt fracții. Dar sunt între 0 și 1 pe n. Și trecând la limită în șirul ăsta, înseamnă așa. Deci hai să scriem chestia aceea. Că 0 mai mic decât 1 pe n factorial, mai mic decât 1 pe n. Și atunci, trecând la limită, lucrez un fel de clește. Criteriul cleștelui. Deci, ăsta e un șir care îți duce la 0, ăsta îți duce tot la 0, ăsta îl prinde ca într-un clește, e la mijloc, da. N-ar ce face, da? Deci, de aici rezultă că limită din 0 e mai mic egal decât limită din 1 pe n factorial, care e mai mic egal decât limită din 1 pe n. Și ar face că 0 e mai mic decât limită din 1 pe n factorial, mai mic egal decât 0. Păi, care dacă e mai mare și mai mic? Înseamnă că limită din 1 pe n de aici, limită din 1 pe n factorial, egal cu 0. Este mare. Am arătat că limita acelui șir este 0. Altă. Limita din n pătrat supra 4 la n. Limita din n pătrat supra 4 la n. Demonstrăm că e 0. Face 0. N pătrat ăsta supra 4 la N este pozitiv. Dacă eu găsesc un majorant care ducă la 0, atunci treaba e foarte bună. Deci 0 e mai mic decât N pătrat supra 4 la N, mai mic decât cine? Să vedem ce șir găsesc eu aici care ducă la infinit. Pătrat supra 4 la N plus 1. N pătrat supra 4 la n plus 1. 4 la n plus 1. 4 la n plus 1. Trebuie să fie mai mare. Da, da. Dar tot e n pătrat. Da, da. No, atunci poți zic așa, egal mai departe cu n pătrat. Hai să lucrăm pe el un pic. Deci îl iau pe n pătrat supra 4 la n. Poate să fie de mine privit, ca fiind n pătrat supra 3 plus 1 totul la n. Că 3 plus 1 totul la n.
da. Este... Cine este 3 plus 1 totul la n? 3 plus 1 totul la n e 4 la n. Hai să fac și mai clar. 4 la n egal cu 3 plus 1 totul la n. Și egal cu 1 plus 3 totul la n. Poți să zic așa. Da. 1 plus 3 totul la n. Și egal cu. Mă gândesc să dezvolt după binomul lui Newton. Deci ne amintim formula A plus B totul la N. Da, a făcut-o în trecut, da? Da. A plus B totul la N. Egal cu A la N. A la N ori combinări. Sau mai întâi combinări din N la TXT 0. A la N. A la N plus. Combinări din N la TXT 1. A la N minus 1 ori B. Plus combinări de N la TXT 2. Ori A la N minus 2. B la A 2. Plus. Și așa mai departe. Combinăm din lații câte 3 plus A la N minus 3 ori A la N minus 3 ori de la 3 și plus puncte puncte și mai departe plus combinăm din lații câte N de la N. Asta ar fi formula, da? Hai să facem după modelul nostru. 1 plus 3 1 plus 3 totul la N este egal cu combinăm din lații câte 0 locul 1, 1 la 8, 1 la N, n-ar nimic. Plus combinări din lații câte 1. 1 la N minus 1 ori 3 la 1, că pe ui 3. Da. Da? Da. Plus combinări din lații câte 2 ori 1 la N minus 2 ori 3 la 2. Plus combinări din N lati câte combinări din N lati câte 3 așa este, da? Combinări din N lati 3 1 la puterea N minus 3 ori 3 la 3 e bine? Da. Plus și mai departe, plus punctul punctul plus combinări din N lati câte N ori 3 la N. Da? Egal mai departe. Dar astea sunt niște numere aici. Pozitive, nu? Toate sunt numere pozitive. Da. Eu zic că suma asta toată e mai mare egal suma asta toată e mai mare egal decât combinări din lații câte 3 că numai pe unul le-am. Da. Indicrujesc pe ceilalți. Da. Din combinări din lații câte 3 ori 1 la orice putere face 1 ori 3 la 3. Nu? 3 la 3. Deci 4 la N, iată la ce am ajuns. 4 la N e mai mare egal decât combinări de N la tic de 3 ori 3 la 3. Iar ce nu la 3? Lăsa cu 3 sau nu contează exact? Nu înțeleg. Zic, nu contează exact pe care luăm. Puteați lua și combinări de N la 4. Puteam și luăm și cum, dar după 3. O să vezi de ce după 3. Puteam să-l luăm și pe ăsta. Da. Dar am luat de la 3 încolo. Puteam să iau 4, 5. Da? Da. Să vezi de ce. Când dezvolt acum combinările, îmi dă un lucru interesant. Combinări de N luate câte 3, de o parte să facem. Combinări de N luate câte 3 este egal cu N factorial. N factorial supra 3 factorial pe lângă N minus 3 factorial. Ne amintim formula asta? Deci combinări din luate câte K combinări din luate câte K este egal pe N factorial supra K factorial pe lângă N minus K factorial. Da? Asta e formula. Și am aplicat-o. Combinări din luate câte 3 este egal cu N factorial supra 3 factorial pe lângă N minus 3 factorial. Și egal mai departe cu exprim factorialul mai mare cu ajutorul factorialului mai mic. Și în loc de N factorial zic N minus 3 factorial pe lângă N minus 2 pe lângă N minus 1 ori N. Totul supra 3 factorial care e 1 ori 2 ori 3, adică 6 6 ori N minus 3 factorial. Și N minus 3 factorial cu N minus 3 factorial
se termină și este, rămâne ce? N pe lângă N minus 1, pe lângă N minus 2, totul supra 6. Da? Sunt 40 de minute mai sau? Oprește, te rog, și dai drumul. Adică lasă, fac eu să nu fac astfel. Cum vrei. Da? Ai făcut rată, mă? Da. Ai făcut, da. Deci am luat pe aici butonul ăsta, ca să mai gândesc.